picioare și vreau să citesc un cuvânt din Iona. Eu așa am zis că e rugăciunea lui. A fost rugăciunea lui, capitolul 2, versetul 1 și versetul 2. Iona, capitolul 2, versetul 1 și 2. Slăvit să fie Domnul Iisus! Amin. Cuvântul Domnului spune aici, nu scrie titlul rugăciunea lui Iona, dar Iona așa spune că a făcut, s-a rugat. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său, de unde? Din pântecele peștelui. Și a zis, în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. De unde, fraților? Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul, că suntem la adunare. Eram într-o vreme, veneam din străinătate spre casă cu mașina, cu unii frați, și mi-aduc aminte că eu așa în mintea mea mă uitam pe geamul mașinii și ziceam așa, Doamne, îți mulțumesc că n-am cancer, Doamne, îți mulțumesc că am casă, Doamne, îți mulțumesc că și îți mulțumesc că nu sunt așa și nu sunt așa. Și știu că am folosit cuvintul ăsta, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt bolnav. Și la un moment dat s-a făcut o tăcere în cugetul meu și mi-a zis Duhul Sfânt, dacă ai avea cancer, nu mi-ai mai mulțumi? Foarte interesant. Acum la adunare, parcarea e plină, suntem mulți. Dar se pune o problemă, oare câți dintre noi suntem aici să-i mulțumim Domnului și pentru necazuri? Că sunt foarte mulți în adunări, mulți pocăiți, care îl laudă pe Dumnezeu că nu-s bolnav. Îl laudă pe Dumnezeu că e libertate. Și oamenii s-au limitat la o pocăință până la libertate. Dar la șeitin în seara asta eu cred că aici sunt mame, sunt tați, sunt copii tineri care slujesc pe Domnul, nu doar că Domnul v-a dat, ci că Dumnezeu și necazuri vă dă. Dar nu vă dă necazuri binecuvântările ale materiale, nu. Vorbesc despre binecuvântări spirituale. Îți dă Domnul putere în necaz. Când iarna asta m-a aruncat 6 cărți în foc. Mi le-a dat cineva acum când a fost perioada COVID-ului. Mi le-a dat cineva să le citesc. Să privești mai pozitiv. Că n-ai voie să fii un om sărac. Dar cu subtilitate venea în cartea asta. Cu subtilitate. Psalmul 91 la final se încheie și spune că îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Și acolo spunea că n-ai voie să mori de tiner. Și Pavel spune în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin ce, fraților? Prin multe necazuri. Și dacă sunt în seara asta aici și îmi place la adunare la șeitin, nu că e condition în adunare, nu-i nici că scaunele sunt ocupate, ci că să simte prezența Lui. Și îmi dau seama aici că mai sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu și în necazuri. Că necazurile ne țin pe calea pocăinței. Pe mine, nu numele de David Lela mă ține pe calea pocăinței. Nu! Am dat cu capul un prag când m-am bazat pe numele meu. Și m-am lovit. Dar numai eu știu câte zile am petrecut prin păduri și strigând la Dumnezeu să mă ierte. Și Dumnezeu iartă că e bun. Deși unele chitanțe le plătim aici în viață. Dar vreau să vă spun un lucru. Tăria care o primești în relația cu Dumnezeu prin înfrânge, prin ridicare, nu ți-o poate da nici mama, nici tata,
nici cel mai puternic con de la Transilvania sau bulevar din lumea Europei, fericirea cea mai mare o dă unul singur, e Iisus Domnul! De asta strigați voi aminți aleluia, nu că primiți bani. Să dă cumva 1000 de euro la care strigă aminți aleluia? Cam au zis că masca se cam dă pe bani dacă o porți, dacă îți zice să o porți. Acum nouă nu ni frică de mască. De masca asta. Mai bine să nu ai paia interioară. Că o ai pe asta, n-are nimic. Eu nu am avut-o mulți ani, nu știu dumneavoastră. Pace, pace, dar nu-i pace. Dar a intrat unul în mijlocul lor. O stătut și le-a zis, pace vouă. Rihobit falahau di welt. Ăsta e prezent la șeitin. Ăsta când îți dă pace, ăsta nici ochii, nici șau, nici bai nu spune. Ăsta te vindecă și te iartă. Pentru că e Dumnezeu. Sunt plin de putere în seara asta. Nu că trupul meu e mare. Poate ați venit să vedeți un om. Nu-i omul, e puterea lui Dumnezeu. Că voi uita tot ce am zis în seara asta. Că nu mi-e notat pe o schiță anume în lumea asta teologiei. Dar mi-e notată de Duhul Sfânt aici în capul meu să înțeleg un lucru, că El va lucra în seara asta cu mare putere. Biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt. Se întărea sufletește. Astăzi nu te mai întărești în adunări, în unele sufletește. Te întărești firește, să laudă unii pe alții, ce bine o cântat ăla, ce frumos, ce prezentare, și nu-i mai prin Duhul Sfânt. Dar eu mă bucur că la șeitin în seara asta n-am peria cu mine. Nu vă periu, că oricum nici cu el nu prea ține o legătură așa. Dar vreau să vă spun un lucru. Că noi, dacă suntem aici în seara asta, suntem nu că ne-o peria cineva, că și-o dat viața la Golgota. Și biserica asta, când am văzut parcarea aici plină, am zis, bă, zic, oare ori fi mai puțin oameni ca atâția mașini? Am zis, oare în seara asta aici, ce-o fi? Și eu am avut așa în Duhul meu, biserica va fi plină. Și chiar dacă e COVID, Duhul Sfânt nu împiedică pocăitul să vină la adunare. Creștinul va tremura în cazul ăsta. Dar pocăitul nu se va teme. Pentru că pocăitul va fi luat de pe cel mai puternic peron. Nu e peronul din Timișoara, nici din Arad. Nu e peronul nici din Paris, nici din Londra. E peronul răpirii. De acolo va fi luată mireasa. Și dusă în slavă. Eu vă întreb, fraților, de ce vrea România și America în libertate? Deschizi ecranul, pui pe burtă, să fie ăla, să fie ăla. Dar eu mă întreb astăzi, cine mai vrea să vină Domnul? Care e peste David, care e peste Chicago, peste New York, peste casa ta, peste familia ta? Ăsta e Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Fraților, mie mi este dor de El. Aleluia. Eram copil ca și ei. Măi, și când predicau frații și vorbea Duhul Sfânt, mă, intra în mine, nu știam să citesc. Dar o intra prezența lui Dumnezeu. Și eu astăzi simt prezența lui Dumnezeu, că cândva ca pruncii voștri am fost adus la adunare. De aceea să binecuvinteze Domnul părinții voștri. Amin. Să binecuvinteze Domnul pe voi ca mame și ca tați. Aici sunt mame care plângeți de ani de zile pentru cei din Europa. Dar eu știu un singur lucru, că în perioada asta, în strâmtorarea despre care vreau să vă vorbesc, mai este cineva care vede. El nu are aparate sofisticate prin clinici cum astăzi. El are pe Duhul Sfânt, care e tot El, e una, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
Ăsta merge înaintea noastră și ăsta nu-i rezistă nici COVID-ul în fața lui. Nu rezistă nici vulcanul, nu rezistă nici cancerul, nu rezistă nici depresia, nu există nici leucemia, nu există nici sărăcia asta care pe mulți îi doboară. În fața lui se cutremură munții, în fața lui se despică marea, în fața lui înviază morții, pentru că-i Dumnezeu. Măriți să-i fie numele! Mă bucur că sunt în seara asta aici. Sunt tineri! N-am ajuns să întemeiez o familie. Că dacă întemeiam, eram praf astăzi. Dar mă bucur că Dumnezeu mă ține așa, cu unele țepușuri în trup, ca să-i dau slavă numai lui. Amin. Și știu că vine Domnul în curând. Aleluia. Fraților, să se dea cele-și vor ei. Eu l-aștept pe Domnul. Aleluia. Eu l-aștept pe Domnul. Nu l-aștept pe Domnul că mama m-a învățat Tatăl nostru. Nu l-aștept pe Domnul că când. Nu l-aștept pe Domnul că eu cineva. Nu l-aștept pe Domnul că-s pe un banner pe YouTube. Îl aștept pe Domnul că El e iubirea mea. Aleluia. Și nu vreau loc în cer. Nu vreau nici podium aici pe pământ. Că mulți spun să te binecuvinteze Domnul cu binecuvântări cerești și pământești. De ce le-am vrea palea pământești? Să ne binecuvinteze Domnul cu binecuvântările cerești. Care sunt cele mai importante? Slăvit să fie Domnul. Amin. O primă întrebare care se pune seara asta, că despre strâmtorare am citit. Strâmtorarea este un loc în care omul se refugiază. Mai bine spus, strâmtorarea este un loc în care omul stă ca să nu fie atacat. Cumva cu gândul că se izolează acolo și nimeni nu-l va putea lovi. Cumva intră într-o strâmtoare, intră într-o strâmtorare. Sau un greu, dacă vreți să spunem, în altă traducere, în care nu mai știe ce să facă. Nu-i place acolo, îi în starea aia. Ei, vreau să te vorbesc în seara asta despre câteva lucruri pe care eu și cu tine trebuie să le facem când suntem la strâmtorare, amin? Ce faci când ești la strâmtorare? În primul rând, când ești la strâmtorare, pui masca. Poate că ești precaut, dar eu seara asta spun, când ești la strâmtorare, tu știi ce trebuie să faci. E să rămâi lângă Iisus. Ori fost ucenicii la înmulțirea pâinilor și erau pe acolo cu micuțul care venise, o dus 5 pâini și 2 pești. Și înainte de asta spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că la Matei 14, pe la 6, dacă nu greșesc, zice acolo că ei îl rugau cumva ca să se ducă până altă parte, ei să ducă ceva de mâncare, că sunt prea mulți oameni. Și Iisus din ce le-a zis? O zis așa, n-au nevoie să plece, dați-le voi. Și eu vreau să spun în perioada asta, de multe ori, din cauza împrejurărilor, omul vrea să plece de lângă Iisus. Și vrea El să-ți facă lucrurile. Dar la Ieremia 29:11 zice așa, căci eu, Domnul, știu gândurile care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire. Auziți? Condiția. Ca să vă dau un viitor. Auziți, dragi tine? Să vă dau un viitor și mai ce? Și o nădejde. Slăvit să fie Domnul. Acum, de ce pleci de lângă Iisus? Crezând că se va rezolva problema ta. Poate că ai plecat în lume, poate că vii la biserică doar așa, o dată pe săptămână, sau probabil că vii, dar nu ești aici prezent. Și eu te întreb în seara asta și îți cer un lucru. Când ești la strâmtorare, rămâi lângă Iisus. Fii un risipitor, o ajuns într-o strâmtorare a minții, a stărilor. Și-a spus el, pe la Luca 15:13, spune că o strâns totul, zice cuvântul acolo într-o împrejurare, o strâns totul și a plecat. Ca tânăr, strâmtorarea te pune să faci ceva. Să nu spui că mari tineri din lumea vedetelor, din lumea necreștină, au făcut lucruri și ascultați-mă, nu de bucurie. Un om care se duce în lume, el nu merge de bucurie. El merge dintr-o neîmplinire care o are
în prezentul lui și zice, mă duc în lume și trăiesc în lume. Și omul acesta a plecat, dar a venit o vreme în viața lui când s-a întâlnit cu starea minții lui, o depresie, zicem noi, acută, nu cronică. Și a zis așa, mă voi întoarce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Eu vreau să vă spun în seara asta, succesul predicării, nu YouTube-ul, nici videoclipurile, nici acordeonul sau chitara mea. Succesul slujirii este răstignirea față de tine și este înfrângerea aia pe care o ai înaintea lui Dumnezeu. Spuneți amin? Amin. Și când fiul acesta vine acasă, tata lui ce face, dragi copii? Îl alungă? Tatăl zice că când l-a văzut de la distanță foarte mare, spune că i s-a făcut milă de el și spune acolo într-o împrejurare despre Petru, când s-a lepădat de Iisus, zice că s-a uitat țintă Iisus la el și i s-a făcut milă de Petru. Dar în momentul când Iisus Hristos s-a uitat la Petru, Petru l-a tăiat starea aia de părere de rău mai mult decât prima, doua oară și chiar a treia oară lepădare. Pentru că știți ce? Biserica e ochiul lui Dumnezeu care te privește. Și în seara asta când se uită ochiul Domnului la tine, el nu se uită sub forma condamnării. Oamenii ar condamna la maxim. Dar câtă vreme Iisus e în el, el nu ne condamnă. Ochiul lui are milă. Aleluia! Și te chem, dragul meu tânăr, să nu pleci de lângă Iisus aici, în strâmtorare, ci să rămâi lângă Iisus. În altă împrejurare spune că Iisus s-a uitat și i s-a făcut milă. Și după aia zice că l-a vindecat. Pentru că Iisus totdeauna îi se face milă. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. Trăiască numele Lui în vecii vecilor. Și fiul risipitor a fost primit acasă de tatăl lui. Aleluia! Facă ca seara asta, bunul Dumnezeu, să nu te duci la activ la agenda, dar să spui, o predicată la frate, o strigat pe acolo cântar, nu știu ce-o făcut, a fost multă lume și atâta. În seara asta vreau să pleci acasă cu Duhul lui Dumnezeu în viața ta și să pleci schimbat. Mărit să fie numele Domnului. Tu, mamă, care ți-or pleca, așa vorbește Duhul Sfânt, care ți-or pleca copiii de lângă Iisus. Dar știi de ce-or pleca? Nu că nu le-ai dat bani de ajuns, sau euro, sau haine. Or pleca din cauza strâmtorării. Pentru că și eu n-au fost la strâmtorare. A fost un om folosit de Dumnezeu și avea Domnul un plan cu el. Și cu tine are Domnul un plan. Numai nu știu prin ce gură de pește ești. Nu știu, ai plecat de lângă Iisus? Când Iisus a zis, duceți-i aici la mine, Doamne, numai 2, 5 pâini și 2 pești, treaba e asta? Și Iisus a zis, duceți-i aici la mine. Știți ce a făcut Iisus? Din puținul acela a făcut binecuvântată hrană pentru 5.000 de oameni. Trăiască numele Lui în vecii vecilor. Ca noi astăzi să înțelegem la șeitin că din trecutul ăla murdar, din viața aia ta ruinată, din fiii tăi, din fiicele tale, din tinerețea ta ruinată, zbuciumată, din boala asta minții, că nu-i masca problema cât e problema la nivelul minții. Domnul știți ce face perioada asta? În situația asta, El vrea să-ți dea vindecare la nivelul minții. Și El îți spune, adu la mine tot ceea ce ți-o mai rămas. Că așa le-o zis la ucenici, aduceți-i aici la mine. Îi spune Domnul, adu la mine ceea ce ai tu, puținul care ți-o mai rămas și Domnul va face minuni. Trăiască numele Lui în vecii vecilor. Un al doilea punct, că trece cu foarte mare viteză ceasul. Un al doilea lucru care te întreb în seara asta, ce faci la strâmtorare și să înțelegi în primul rând să nu pleci de lângă Iisus. Amin. În al doilea rând,
la strâmtorare, la strâmtorare, în strâmtoarea ta, strigă către Domnul. Aleluia! Strigă către Domnul orice te apasă. Spuneți! Strigă către Domnul că El nu te lasă. Și încă o dată. Strigă către Domnul orice te apasă. Strigă către Domnul că El nu te lasă. De câte ori n-ai strigat către Domnul? Și El ți-a auzit strigătul. Poate ești mama aici ca Ana, care nu te poți ruga tare. Ana s-a rugat cu Duhul și numai buzele și le mișca. Dar pe Ana a ascultat-o El. Și nu a dat răspuns Dumnezeu. Poate că ești făcută nebună sau nebun. Poate ai strigătul Rahelei. Și spune Rahela că o striga către soțul ei. Dă-mi copiii ori mor. Credea ea că poate cumva soțul ei să facă el locul lui Dumnezeu. Dar vreau să spun în seara asta, nu știu care ți-e strigătul. Știu un singur lucru, că nu primarul e aici, ci Dumnezeu. În seara asta aici nu e un avocat, nu este un procuror anume. În seara asta aici, la Șeitin, este Duhul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui în vecii vecilor. Poporul Israel, la apăsarea care o avea în Egipt, o strigat. Spune la Psalmul 106, pe la 44, spune cuvântul Dumnezeu că i-a văzut strâmtorarea când le-a auzit strigătele. Așa spune Biblia. Le-a văzut strâmtorarea când le-a auzit strigătele. Acum, Domnul, și dacă nu tu strigi, El te aude. Dar când strigă, când se roagă pocăitul, când se roagă mama aia plină de durere și de necaz, coboară Dumnezeu! Coboară Dumnezeu! Aștia-s amintirile cu care-ți lași din seara asta. O casă trecută prin necazuri, când Dumnezeu l-a vindecat pe tata de depresie, am strigat pe străzile Șoimoșului și am zis, oamenilor, făcu nebun pe tata și au zis că o nebunit tata fraților Lela. Dar Dumnezeul nostru, care vindecă orice boală, o trecut pe la numărul meu de casă. Știți când te frânge Domnul în strâmtorare? Ca Iona, știi ce faci? Ajungi să zici și numărul de casă unde stai. Când am ajuns să strig la Dumnezeu, a zis, Doamne, mă cheamă David Lela, stau pe Valea Șoimoșului, la numărul 181, coboară-te în casa mea. Coboară-te în familia mea, Doamne! Și Duhul Sfânt s-a coborât și și-a făcut numele de slavă. Trăiască numele Lui în vecii vecilor. De asta sunt în seara asta aici să vă spun că El vă aude strigătele, mărească-i se numele vecii vecilor. Care-i strigătul tău? Zice la unul din versetele din judecători, 4:3, zice că de 20 de ani a păsat cu putere pe copiii lui Israel un alt popor. Au că de 20 de ani a păsat cu putere pe copiii lui Israel. Foarte interesant. Și te întreb în seara asta, de câți ani te apasă și ea ce te apasă? De câți ani nu mai reziști în starea în care ești? Și spui, Doamne, sunt aici de 12 luni, sunt aici de 20 de ani, sunt aici de nu știu cât timp. Eu vreau să spun ceva. Cel care a scăpat poporul din Egipt, te va scăpa și pe tine. Slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. O mai fost la un moment dat omul despre care am citit. Ăștia au avut strigătul apăsării, Rahela au avut strigătul cu volum, strigătul trupului chiar. Ana a avut strigătul inimii în strâmtorarea ei, dar Iona știți ce a avut? Tinerilor, pentru noi e asta. A avut strigătul neascultării. Strigătul neascultării. Știți că Domnul cunoaște toate categoriile de strigăte? Și strigătul unui copil, Domnul cunoaște. Când mama era bolnavă, eram ca voi, în urmă cu peste 20 de ani. Și fratele Titus și de la Sebiș,
ne punea să înconjurăm patul, fratele Verghelea de la Grij, să înconjurăm patul lui mama și când salvările nu puteau să ajungă pe vale la noi, zicea așa bătrânul, voi ca copii spuneți doar atât, Doamne, ai milă de mama. Nu știam rugăciuni pompoase, dar rosteam cuvintele astea și când rosteam cuvintele astea, se cobora Dumnezeu. Și vindeca, mărească-i se numele veșii veșilor, pentru că asta face Dumnezeu nostru. Strigătul neascultării, știți ce zice Iona? Zice, din mijlocul locuinței morților, am strigat și m-ai ascultat. Ce moarte a avut Iona! Băi, ce moarte în casa mea, în familia mea, în situația, în tinerețea mea, dar numai tu știi. Noi știm acum despre Iona, că se vorbește la trecut, dar când nu fost la prezent, nimeni nu m-a înțeles. Numai Dumnezeu. Și zice că din strâmtorarea, din mijlocul locuinței morților, am strigat către Dumnezeu și Dumnezeu l-a ascultat. Mărească-i se numele în vecii veșilor. Iubiții mei, în seara aceasta, Domnul aude toate categoriile de strigăte. Poate că ai colindat și colins ca tânăr, ai și mulți copii. Nu pentru ei asta, pentru tine. Nu știu starea ta, poate că ai și tu un strigăt al neascultării. Vreau să spun ceva. Dumnezeu ascultă strigătul neascultării tale dacă vii cu sinceritate. Amin? Dacă vii cu sinceritate în seara asta, Domnul El te ridică, te scoate. În neascultarea Lui, să ai în mintea ta să știi că ai plecat pe un drum greșit, fratele meu. Acum, din punct de vedere, noi când ne gândim, nici să nu-ți imaginezi, parcă nici în realitate, să știi că a fost în gura unui pește, un om. Așa e minciună, mă, frate. Dar au fost realitate că tainele Vechiului Testament îți taină în Noul Testament. Și noi înțelegem astăzi că nu un pește omenesc. E păcatul care e mare, mare, mare. Și ne închide diavolul, când cu una, când cu alta. Dar de acolo, Dumnezeu scoate afară. Te aruncă pe tărâmul slujirii, aleluia. Te aruncă pe drumul vieții tale. Și îți arată, ăsta-i drumul spre Ninive. Ăsta-i drumul care l-am de ani de zile cu viața ta. Să-ți dau viitor ca tânără. Să-ți dau viitor ca tânăr. Să fii o mamă care să nu mai plângi pentru copiii tăi într-un strigăt al disperării, ci să ai strigătul Anei și să spui, nimeni nu e așa sfânt ca Domnul, nu e alt Dumnezeu decât El, nu e stâncă așa cum e Domnul, Dumnezeu Sfântului Israel. Fraților, voi își simțiți pe Domnul aici? E Duhul lui Dumnezeu prezent în adunare. El ascultă strigătul tău și El te scapă pentru că e Dumnezeu, aleluia! Strigătul de pe mare, dacă vreți. A fost strigătul ucenicilor, nu-ți pasă că pierim. E strigătul nu de pe mare, e strigătul din valurile mării. Ăsta e Petru. Spune că pe când vedea că s-a afundat, tot mai puternic, și când o văzut că se afunde, o striga, Doamne, scapă-mă! Acum nu știu în ce valuri ești, dar știu un lucru. Domnul îți dă mâna și El te ridică. Poate-s valurile păcatului, poate-s valurile bolilor, poate-s valurile depresiei, poate-s valurile pierderilor, poate-s valurile anxietății, poate-s valurile COVID-ului, poate-s valurile din lumea mass mediei care colindă la mintea ta. Știu un singur lucru. Dumnezeu te scapă. Dumnezeu în seara asta poate să facă lucrul acesta. Strigătul orbilor, strigătul unei mame, unui tată, spune aici, eu găsesc în Scriptură, la una din tainele din Marcu 9:24, spune că tatăl copilului a strigat cu lacrimi. Cred, Doamne, strigătul mamei care a alergat după Iisus și avea probleme cu fiica ei, care era mânșită de duhurile acelea. Și la un moment dat spune cuvântul că ucenicii au zis, dă-i drumul, că strigă după noi. Eu vreau să spun în seara asta, oamenii poate spun, nu-mi pasă de tine, pleacă de aici, tu nu meriți să mai fii un om al lui Dumnezeu sau o femeie al lui Dumnezeu, dar Iisus Hristos nu face asta. Iisus Hristos nu face ca preoții din fața lui Iuda.
Știți ce au zis preoții după ce Iuda au zis? Am vândut sânge nevinovat. Știți ce au zis preoții? Au zis, cine pasă nouă? Și Iuda, în starea lui, de depresie, a plecat și și-a pus capăt zilelor. Dar vreau să spun ceva. Oamenii îți spun că nu le pasă de viața ta. Dar lui Iisus îi pasă. Dacă oamenii nu le mai pasă de tine, îi pasă lui Iisus Hristos. Aleluia, mărit să fie Domnul. Și El nu-ți dă drumul oricum. El te vindecă, El te iartă, te grațiază și pleci acasă eliberat. Aleluia! Și în final vreau să spun în seara asta că în strâmtorare știi ce trebuie să mai faci? În primul rând să nu pleci de lângă Iisus. Doi, să strigi către Iisus și știi ce mai trebuie să faci? Să-i spui lui Iisus despre strâmtorarea ta. Adică să ai o colaborare cu El. Și în situația asta să comunici cu El. Majoritatea oamenilor știți ce mă doare în perioada asta? Că îl caută pe Iisus doar când îți da strâmtorare. Și îmi pare rău. În general, nu numai acum cu situația aceasta. În general, oamenii îl caută pe Iisus, l-au căutat de-a lungul anilor, numai când e cancer, numai când e în lipsă, numai când are o nevoie, numai când vrea să fie și el binecuvântat de Dumnezeu. Știți ce zicea Iefta? Ăsta e un om din vremea judecătorilor, spune la 11 până la versetul 7. Or veni oamenii la el, dar în neascultare, pune dacă vrei versetul ăsta, că l-ai pe acolo. Judecători 11 cu 7, că nu vreau să greșesc. Acolo este o taină în care omul acesta s-a uitat către acei oameni, că au văzut că când au ajuns într-o strâmtorare, au venit la el. Și știți ce zice aceea? Zice că pentru ce veniți la mine acum când sunteți în strâmtorare? Adică cu alte cuvinte, de ce nu căutați pe Dumnezeu când Dumnezeu dă binecuvântare și când voi sunteți bine și nu sunteți atacați de dușmani? Oamenii îl caută pe Dumnezeu numai la strâmtorare. Dar eu spun astăzi că Iisus Hristos e acela care ridică omul din strâmtorare. Un alt cadru negativ, nu ne prea place asta, un alt cadru negativ aici este vorba despre Saul. Dacă ne uităm în Scriptură la taina lui Saul din 1 Samuel 28 cu versetul 15 pe acolo, poți să pui și asta, zice că el s-a dus să întrebe la o ghicitoare și pe lângă că nu trăia cu Dumnezeu, o făcut, era frumos Saul, era frumos, nu era ca el niciunul când a fost ales. Și știți ce zice aici? Cuvântul lui Dumnezeu spune că l-a întrebat Samuel, pentru ce m-ai chemat? Pentru ce m-ai tulburat chemându-mă? Sau chemându-mă, tulburându-mă? Și știți ce a zis el în starea lui? Sunt într-o mare strâmtorare. Că oamenii îl caută pe Dumnezeu și fac greșeli mari când sunt la strâmtorare. Acum e și vorba de Vechiul Testament. Dar eu vreau să vă spun, a venit unul care de când a luat David tronul, a plecat David în viață, a venit Roboam și ceilalți, și dacă citești cărțile 1 împărat și 2 împărați, 1 cronici și 2 cronici, nu vei vedea niciunul ca ăștia din partidul din ziua de azi. Noi te sperăm că în locul ăsta vine altul mai bun. Știți ce zice Biblia despre ăștia din partid? Zice că în locul lui o domni fiul său, dau un exemplu, Alexandru, și zice, n-o trăit în faptele lui David, o târât poporul în păcatele, și zice, totuși, înălțimile n-or fost date la o parte. Trăim astăzi vremuri foarte grele, în care, din punct de vedere al autorității, nu mai poți avea încredere în nimeni, numai în Dumnezeu. Dar eu vă spun un lucru, împărații ăștia nu au putut să schimbe nimica. Au dus poporul Domnului Iuda și Israel numai în păcat, numai în nelegiuire. Dar au venit unul, Iisus Hristos, jertfa lui, a fost și este pentru noi. Ăsta a murit la Golgota, ăsta nu a avut nevoie nici de afișe, ăsta nu a avut nevoie nici de aplauze, nici de campanie electorală, ăsta nu a avut nevoie nici de autograf, ăsta i-a spus femeii,
că eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ăsta nu mers la grămadă cu pocăiții. Ăsta, creștinii mă iertați, ăsta s-a dus și a lăsat câte spun 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100 de aventuri. Dar numai 99 îs. Ăsta știi ce-a făcut? Le-a lăsat pe cele 99 și s-a dus după pruncul tău și-l caută în Europa. Să duce, dacă-s 99 în adunare, pe care pocăinței, el se duce în străinătate și caută copilul tău. Și la rugăciunile tale, el dă răspuns. Asta e plăcerea lui. Să caute oițele pierdute, să asculte strigăte. Vedeți cât asprim era Dumnezeu în Vechiul Testament. Dar predim astăzi, pentru că a venit Paracletul, a venit Iisus Hristos, care s-a așezat între femeia prinsă în păcat și oamenii cu robe, religioși lui Moise, duh de religiozitate în ei, ori ținut pietrele așa și ori dat să dea, gata să dea spre femeie și pietrele au căzut jos. Știți de ce, tinerilor? Pentru că atunci când vine Hristos între tine și pe diapsă, pietrele cad la pământ. Și Iisus Hristos te iartă, te grațiază, ne pregătiți să intrăm într-o cântare. Vreau să pregătiți o cântare despre sângele Domnului, despre iertare. Te uitați cu tineri o cântare, să cântăm cu toată adunarea și din cântarea asta veche, așa să-i zvonim o rugăciune și Duhul Sfânt să ierte în seara asta. Titlul mesajului meu din seara asta nu-i din lumea Google, e din la Duhul Sfânt. Și-a fost în felul următor, îl spun la final. Ce faci când ești la strântorare? Și seara asta închei spunând, stai de vorbă cu Iisus. Psalmistul în 66 spune 13 și 14, îmi voi împlini juruințele făcute ție, juruințe și ascultați, juruințe care mi-au ieșit pe buze când mi le-a rostit inima, când eram unde? Când eram la strâmtorare. Adică mulți dintre noi am făcut juruință Domnului când am fost frânți. Dar acum ești din nou frânt. Și Domnul îți spune, te-ai frânt atunci? Ai gustat din nou din lume? Și acum iarăși la adunare. Și acum știi ce face diavolul cu videul ăsta? Vine a făcut Petru cu o dată în demnul ăsta. Că Duhul Sfânt luminat. Vine cu frică. Și zice, acum ești la strâmtorare, bărbate. Ești gata. Masca pe față, scade imunitatea. Nu ne mai duc la adunare, suntem distanțați. Eu vreau să vă spun, la 20 fără 10 minute, Hristos e tot aici. Hristos nu-i printre rânduri, cum zic unii, că El e printre rânduri. Iisus intră în oameni. Iisus e în noi, nu-i printre rânduri. Noi, El nu-i podobirea de nuntă. El nu-i așia petale. Când l-au primit pe David Wilkerson într-o țară și au pus covor roșu, și știu, o să-ți David Wilkerson, luați covorul, că la voi în țară nu-i Duhul Sfânt, o să-ți. Și în seara asta aici nu-i covor roșu, aici e Duhul lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Și închei mesajul meu și intrăm în casă, pregătit cântarea. Aleluia! Că ce fie una dacă nu o să pregătit-o voi. Aleluia! Măriți să fie în numele Domnului. Poți să-mi dai tu un sol major, un mi major, poți să-mi dai. Dar vreau să mai citesc din Ieremia 1:3. Știți ce zice acolo? Aleluia, că toți prigonitorii lui l-au ajuns pe popor, pe Iuda. Auziți cum zice, l-au ajuns tocmai când era mai mare strâmtorarea. Adică cu alte cuvinte, atunci vine problema mai mare, când ești mai la mare strâmtorare. Atunci parcă pierderea vine peste tine, atunci parcă toate duhurile vin în casa ta. Parcă acum, în situația asta, se întâmplă toate. Nu ați auzit vorba unui șofer? Băi, nu mi s-a stricat roata stângă. Am mai dus vreo 20 de kilometri, băi, și mi se tună ceva la motor. Se defectează ceva la injectoare. Ceva se întâmplă. Și în viața spirituală, la fel. Parcă atunci când ești la mai mare strâmtorare, o veni femeia din Sarepta, văduva. Știi ce o să-ți văduva? Omul lui Dumnezeu, o să-ți la Elie. Ai venit aici să aduci Domnului aminte de nelegiuirea mea și să-mi omori astfel fiul? Dumnezeu nu a venit până Ilie să-i aduc aminte ei de trecutul ei. Dumnezeu a venit până Ilie să o încerce ca să-și arate slava. S-a dus femeia în casă, a făcut de mâncare, a mâncat ăsta, prorocul mare, proroc Ilie, a mâncat și cine ia să-mi pagubă? Nu Ilie.
Iasă femeia, îi moare pruncul. Poftim, mamă, de la șeitin. Porți batic de ani de zile, tânăr de aici, nu te-ai întindat cu păcatul, tată care ești aici, ai fost fidel soției și îl slujești pe Domnul și taman plin de încercări în casa ta. Și poate că te ajungi cu Dumnezeu și spui, Doamne, ce faci cu casa mea? Vreau să spun ceva, tu poartă-te ca mamă cuvincioasă în continuare, tu poartă-te ca tată în continuare fidel, tu ca tine păstrează-te în continuare curat, că Domnul la strâmtorare, El te ridică, mărit să-i fie numele Lui!